Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune în slujba comunității. Invitat de această dată în platoul Informația TV este Cristian Sasu, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare. Domnule Sasu, ați fost inspector șef al ITM din august 2006, din 23 august 2006. Timp de 2 ani, în perioada 2012-2014, ați fost subprefect, dar și prefect timp de o lună de zile, chiar înainte de alegerile din 2012. Ați revenit după aceea la conducerea ITM, Satu Mare. Am calculat că prin diversele funcții publice pe care le-ați ocupat până acum, aveți 3380 de zile în slujba comunității. Pe scurt, aș vrea pentru început să-mi spuneți ce reușite ați avut în calitate de subprefect, prefect și inspector șef al ITM. În primul rând, vă salut pe noastră și salut telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. Realizările și împlinirile sunt de ordin profesional, în primul rând, pentru că în toată această perioadă, așa cum ați precizat, începând din 2006, am ocupat atât funcția de conducere în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare, cât și acea perioadă scurtă de timp, funcția de prefect și apoi funcția de subprefect. Vreau să spun că experiențele au fost dintre cele mai plăcute și diverse, ținând cont că, din punct de vedere profesional, am reușit să ajung la un nivel pe care, în această perioadă, l-am reușit să-l perfecționez prin diferite de cursuri și stagii de pregătire pe care am avut ocazia să le frecventez. Asta din postura de prefect și postura de subprefect. Este perioada în care, în urma acestor cursuri de care vă spun, am avut diferite schimburi de experiență, inclusiv în stagii în străinătate. Am văzut, de exemplu, modelul francez, pentru că este acum de actualitate, și am văzut felul în care se formează și se perfecționează funcționarii publici în cadrul aparatului statului francez. Atât sub aspectul administrației publice și a funcționarilor publici care se regăsesc în administrația publică la ei, cât și sub aspectul lucrătorilor din cadrul Ministerului de Interne. Au școala națională pentru administrație publică, deci tot ce înseamnă administrație, funcționarii, inclusiv nivel de prefect, subprefect, sunt formați și perfecționați acolo, iar pe partea de Ministerul de Interne au un centru de pregătire foarte bine pus la punct, unde se formează continuu cadrele lor. Poate fi un model pentru administrația din România? Administrația din România preia și a preluat de-a lungul anilor diverse modele de bune practici care se regăsesc la nivel european. Consider că ceea ce se întâmplă în Franța sub acest aspect este unul dintre modelele care ar putea fi urmate și la noi. De exemplu, ei au realizat după al doilea război mondial că au nevoie de o astfel de școală care să pregătească funcționarii publici la un nivel cât mai înalt. Examenele sunt destul de grele pentru a reuși să accezi într-o astfel de instituție sau de a urma o carieră în administrația publică, dar după momentul în care a intrat în acest sistem, beneficiezi de o stabilitate a funcției publice. Deci nu mai e schimbat odată ce se schimbă guvernul sau conducerea, președintele. Ei aveau o vorbă și spuneau că politicul influențează prea puțin partea de administrație și de profesionalism, pentru că se pune un accent deosebit de mare pe modul în care își pregătesc cadrele. Să nu uităm că formarea unui individ pentru administrația publică presupune o durată destul de îndelungată de timp și, de fapt, formare și în domeniul privat ne aflăm în aceeași situație. Doar că acolo, fiind specializați pe anumite domenii, investesc foarte mult în funcționar. Ulterior, așa cum am spus, încearcă să păstreze în sistem o perioadă cât mai îndelungată de timp pentru a beneficia până la urmă de pe urma eforturilor pe care statul le depune în vederea pregătirii profesionale acestuia. Au un aparat un administrativ profesional, profesionist și bine pus la punct. Da. Domnule Sasu, când ați intrat în politică și de ce? Am cochetat cu politica din timpul facultății,
Iar după ce am absolvit facultatea de drept, am hotărât să mă întorc acasă și am continuat pe oarecum pe aceeași linie. A fost la anul acela tineresc și vreau să spun că eu am o vorbă. În viață nu regret nimic din ceea ce am făcut, regret ceea ce nu apuc eventual să fac. A fost un moment pe care atunci am considerat că așa este bine și s-a dovedit în timp ca fiind o variantă bună, varianta aleasă de mine și linia pe care am ales să merg în ceea ce sub aspect politic. Vreau să precizez pentru că în momentul în care am fost numit în funcția publică de prefect, la propunerea PDL. La propunerea PDL. A fost momentul în care am ieșit din rândurile Partidului Democrat, Partidul Democrat Liberal, și am devenit apolitic. Deși mie îmi place să spun ca o formă de glumă, am două chestii legate de viața asta politică. În primul rând îmi place să spun că eu nu mă pricep la politică. Sunt alții care se pricep mult mai bine și știu să facă politică și le place să facă politică și au timp să facă politică. Eu întotdeauna am văzut oamenii politici, ar trebui să fie oamenii politici orientați puțin spre altceva, în sensul în care ar trebui să dea libertate unor trei direcții. Oamenii politici care fac politică și sunt politicieni de carieră să facă politică, cei care sunt oameni de afaceri să facă afaceri, iar cei care fac administrație să facă administrația. Și dacă fiecare și-ar face treaba cu profesionalii, sunt convins că în cele din urmă ar câștiga fiecare. Inclusiv clasa politică ar câștiga, pentru că în momentul în care ai un aparat de stat bine pregătit, în care se regăsesc profesioniști care știu ce trebuie să facă și cum trebuie să acționeze, votanții cu siguranță apreciază și vor aprecia acest lucru. Iar legat de funcția publică de înalt funcționar public, cea de prefect și subprefect, tot ca o glumă pot să spun, este cea mai politică funcție apolitică. Da, e adevărat. După cum știm, prefecții și subprefecții sunt numiți politic. Dumneavoastră ați fost numit politic, dar ați fost și schimbat politic de un reprezentant al UDMR-ului care a venit în urma cooptării UDMR în guvernul Ponta 3. Totuși, prefecții și subprefecții nu mai au voie să facă politică, da? Se rup de partid. Nu e un fel de a ne fura căciula? Păi, se presupune că intră pe ușă, se închide ușa și după ceea ce se întâmplă devine... Dar ei vin înapoi în viața, revin în viața civilă, da? Și sunt din nou membri de partid. Eu așa consider, de fapt, convingerile și orientările fiecărui individ nu poți să le schimbi, așa cum am zis, închizând o ușă. Nu poți să schimbi atitudinea individului față de societate sau față de o anumită parte a societății din care face parte. La fel cum nu poți să schimbi nici cercul de prieteni, cunoștințe, relaționări dintr-un moment în altul, de la un minut la altul. Da? După ce îți vine ordinul de numire, se presupune că în următoarea secundă ai uitat tot, ai șters cu buretele și ai devenit un foarte bun profesionist și un om care prin prevederile, normale, prevederilor legale, până la urmă trebuie să le respecti, cu siguranță trebuie să asiguri acel echilibru de care este nevoie într-o societate. Și cred că rolul prefectului, pe lângă acela de a fi exponentul... sau da, nu, la urmă urmei, trebuie să fie echidistant față de toate. Este o obligație până la urmă, dar să nu uităm că este exponentul și este reprezentantul guvernului în teritoriu. Guvernul este un guvern politic, da, și care elaborează și aplică niște politici publice pe care ți le transmite în teritoriu. Trebuie să veghezi că ceea ce se întâmplă pe plan local, pe plan județean, nu vin în contradicție cu aceste prevederi și aceste reglementări. Așa este legea în acest moment. Ne supunem legii și aplicăm legea. Da, guvernul Cioloș are de gând să schimbe situația, să depolitizeze instituțiile. Credeți că va reuși? Deci să ne gândim, e foarte clar. Nu e vorba acum neapărat de
prefect și de subprefect, da? Deci ei sunt apolitici, nu au voie să facă politică cât timp îndeplinesc această funcție. E vorba de, să zicem, de primării, de Consiliul Județean, da? Un primar câștigă alegerile cu ajutorul unei echipe. Așa, în principiu, ca să-și mulțumească membrii echipei, îi pune în diferite funcții, se cunoaște. Chiar dacă, mă rog, nu e oficial, dar neoficial așa se întâmplă, din foarte multe ori. Echipa asta e așadar o echipă politică. Poate fi schimbată mentalitatea asta a românilor? Ați dat un exemplu. Ați vorbit despre primari. Și eu am o convingere, mai ales în comunitățile mici, în comune, în sate. Contează cel mai mult omul, cel care este de fapt candidatul la această funcție. Bineînțeles, el trebuie să-și facă o echipă, acei consilieri trebuie să candideze sub sigla unui partid pentru a putea avea majoritate în Consiliul Local, nu? Pentru a-și putea promova anumite proiecte și aduce mai departe anumite planuri. Dar, așa cum am spus, în comunitățile mici contează omul. Deși aici venim în contradicție cu alte prevederi legale care sunt cele legate de incompatibilități. Este știut faptul că primarii sunt sau erau considerați, și probabil că ar trebui să fie, gospodarii satelor. Da, gospodarul satului înseamnă că este un om întreprinzător, este un om harnic, este un om care face ceva, care aduce plus valoare, în primul rând, familiei lui, gospodăriei lui sau familie din care face parte. Ori în momentul în care câștigă un mandat de primar, trebuie să renunțe la tot, da, pentru a se dedica primăriei. Și în acest moment este dificil de ales, pentru că ei trebuie să aleagă între un standard de viață, chiar plătit cu efort, da? Și să se pună în slujba cetățenilor. Și atunci trebuie să renunțe. Ori la afacerile private, trebuie să renunțe la... Da, sigur că renunță, dar la partid nu renunță. Deci ei, primarii, în continuare participă la ședințele de partid și sunt, cum să spun, mulți spun că primarii care fac parte dintr-un partid aflat la putere au șanse să primească mai mulți bani sau, mă rog, să li se finanțeze proiectele, spre deosebire de cei care fac parte dintr-un partid aflat în opoziție. Totdeauna a fost disputa asta. Revenim la discuția de la din începutul întâlnirii noastre. Politica este făcută de către politicieni și este făcută de către partide, prin structurile de partid. Dacă eliminăm în totalitate structurile de partid, politica se va face de un număr restrâns de oameni care până la urmă nu vor avea în spate acele echipe, da, care să propulseze anumite organizații și anumite partide politice. Așa cum v-am spus, nu mă pricep la politică, m-ați dus pe un tărâm care oarecum este alunecos și nisipos pentru mine, dar pot să vă spun, cred, eu sunt convins de chestia asta, ca și formă de organizare a structurilor politice, în continuare acestea vor exista și vor rămâne, se vor perpetua. Probabil se vor moderniza și vor suferi anumite modificări, da? Pentru că societatea, până la urmă, toată societatea asta, se mișcă, se întâmplă și atunci se adaptează mișcării acestei mișcări sociale. Bun, deci sunteți pozitiv, credeți într-o schimbare a clasei politice. Credeți că vocea străzii va fi făcută, va fi auzită de politicienii noștri, de politicienii români? Eu sunt convins. Dacă facem exerciții de memorie și dăm puțin timp înapoi, ne dăm seama că toate modificările sociale au pornit din stradă. Tot ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei s-a întâmplat din stradă și ca urmare a expresiei cetățenilor. Fiecare, bine, au fost momente de-a lungul timpului în care aceste expresii au fost oarecum mai vocale sau cu anumite consecințe mai grave, alteori mai puțin grave. Trebuie să se țină cont de această voce a străzii și, într-adevăr, societatea actuală, dacă stăm să ne gândim, suntem la 26 de ani de la Revoluție, asta înseamnă că este un nou ciclu. Un nou ciclu social și un nou ciclu de viață.
sunt acei tineri care s-au născut probabil după momentul Revoluției, care au avut alte viziuni, alte deschideri, alte sisteme de informare și de informații mult mai largi decât ceea ce exista înainte de momentul 89. Prin urmare, se va schimba această clasă politică și viziunea politicienilor și percepția lor față de semnalele pe care cetățenii le vor transmite. Deși va fi greu să se schimbe această generație, pentru că, vedeți noastră, politica se învață mai greu în școli. Cred că politica reprezintă multă practică și abilitatea politicienilor de a îmbrăca această haină a politicului. Nu este ușor să compensezi prin teorii ceea ce de fapt ar trebui să simți din stradă, din rândul societății. Credeți că tinerețea în sine este o valoare? Credeți că noi tineri vor putea face față politicii? Noi tinerii care sunt născuți după Revoluție, să zicem. Dacă sistemele se vor schimba în funcție de ceea ce acești tineri au învățat și pot să ofere, eu sunt convins că vor face față. Dar, încă o dată, și probabil că mă repet, va fi nevoie de o adaptare a noilor sisteme la ceea ce ei pot să ofere. Și încă România, eu sunt convins de treaba asta, are viitor tocmai prin acești tineri. Așa cum spunem noi, că nu-i putem păstra în țară, că ne părăsesc, pleacă în străinătate, până la urmă pleacă, își caută fiecare rostul și o viață mai bună și nu cred că suntem singurul stat care se regăsește în situația asta. Noi trebuie să căutăm soluții și variante pentru a-i determina să-i păstrăm sau pentru a reuși să compensăm această migrație a forței de muncă. Există peste tot în lume. Da. Să revenim, domnule Sasu, la perioada cât ați fost subprefect. Cu ce probleme mai grave v-ați confruntat în această perioadă? Ce probleme ați avut de rezolvat mai de care vă amintiți? Îmi place să spun că în această perioadă de 2 ani de zile în care am ocupat funcția de subprefect, am reprezentat un echilibru în această instituție. Un echilibru în sensul în care, în primul rând, prin postul pe care l-am ocupat, era o serie de atribuții legale care mi-au fost conferite și altele au fost conferite prin regulamentele de organizare și funcționare a acestei instituții. Trecem de faptul că au fost câteva servicii care au căzut în subordinea directă a mea, dar am fost membru ATOP, la Autorității Teritoriale de Ordine Publică, și vreau să vă spun că din această postură am marșat mult și văd că încet se vor implementa acele proiecte pe care le-am gândit la vremea respectivă sub aspectul siguranței cetățeanului. Și atunci am gândit un sistem de monitorizare al comunelor, al tuturor comunelor din județul Satu Mare, măcar al principalelor artere de intrare și ieșire din comunități. Sunt mai multe aspecte. În primul rând, era o protecție a cetățenilor, da? Și în al doilea rând era un ajutor pentru cei din cadrul Ministerului de Interne, a polițiștilor, pentru a depista anumite infracțiuni care au fost comise și cei care au săvârșit aceste infracțiuni. Se pare că încet, încet acest proiect se va implementa. Pe urmă, problemele au fost diverse, pentru că oamenii, din câte am observat, au încredere în această instituție. Deci instituția prefectului o consider o instituție etalon în ceea ce privește administrația din județul Satu Mare și nu numai. Dar faptul că un număr mare de oameni se adresează și vin cu petiții, își manifestă durerile și ofurile, înseamnă că au încredere în această instituție. La fel cum am reușit și în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, bineînțeles, cu sprijinul colegilor mei, pentru că, până la urmă, mie îmi place să spun că eu conduc prin oameni, ei sunt cei care depun efort și, până la urmă, sunt meritele lor, inclusiv ceea ce se întâmplă cu instituția și nivelul la care am reușit să aducem instituția.
Văzând numărul mare de petiții și solicitări care ne sunt transmise, înțeleg că a crescut foarte mult gradul de încredere al cetățenilor față de această instituție. Bineînțeles, mare parte există acolo un 10-15% de petiții sau sesizări care probabil nu sunt în atribuțiile noastre și încercăm totuși să le redirecționăm în așa fel încât cei care ne adresează aceste solicitări să își găsească dreptatea. Da, întotdeauna, sigur, sunt cazuri în care oamenii vin la prefectură, de pildă, înainte de a fi mers la primărie. Sunt și acum cazuri, sunt majoritatea cazurilor, de pildă, de la audiențele de la prefectură, sunt legate de fondul funciar. Cred că și așa erau în perioada în care ați fost dumneavoastră subprefect. Da, hai să vedem despre județul Satu Mare. Care credeți că sunt principalele aturi? Multiculturalitatea, așezarea geografică sau faptul că este un județ mic? Aș vrea să fac o simbioză între toate aceste aturi de care pomeneați. Pentru că poziționarea geografică, să spunem, mă gândesc că faceți referire la faptul că avem cele două granițe, cu Ucraina și cu Ungaria. Bun, poate să reprezinte un avantaj, dar dacă ținem cont de faptul că marile culoare de traversare ale Europei nu prea ajung pe la noi prin zonă, putem să considerăm și un dezavantaj. Dacă discutăm despre multiculturalitate, sub aspect turistic s-ar putea să avem un câștig major. Dar ar trebui să ținem cont de alte aspecte și eu zic, forța unui județ este dată în primul rând de forța de muncă și de oamenii din județ. Și să nu uităm că județul Satu Mare a fost un județ care a avut tradiție în industrie, în anumite ramuri ale industriei. A avut tradiție în anumite ramuri ale sportului. Și probabil că n-ar fi de neglijat dacă am reușit să reînviem anumite domenii de activitate unde Satu Mare a fost un nume pe harta țării. Cum ar fi industria textilă. Cum ar fi industria textilă, cum ar fi cea de prelucrare a lemnului. Nu uităm ce era pe vremuri în prelucrări metalice. Da? De aceea spun că Satu Mare era un nume și nu era doar un punct geografic pe hartă. Dacă am reușit să mișcăm ceva în acest sens, cu siguranță ne vom lovi de o altă problemă, cea a șomajului și a locurilor de muncă. Da? Pentru că se zice în felul următor, dacă șomajul nu este suficient de mare, da, s-ar putea să nu fim atractiv pentru cei din industrie, pentru investitori. Eu nu consider neapărat un impediment această cifră, care oricare ar fi ea în dreptul șomajului, pentru că, așa cum vă spuneam, forța de muncă migrează. Deci eu sunt convins că am reușit să aducem acasă parte dintre cei care sunt plecați în străinătate, da? Dar nu numai acest lucru, am putea să determinăm ca populații din alte zone ale țării și nu numai, să vină să se stabilească în Satu Mare. Și încă eu așa văd că în Satu Mare nu este exploatat la maxim ceea ce înseamnă resursa de apă termală, geotermală. Pentru că este un lucru bun ceea ce s-a întâmplat pe partea de turism, balneo, dar cred că această resursă am putea să o exploatăm inclusiv în ceea ce privește legumicultura. Legumicultura și creșterea plantelor protejate. Adică ar fi o sursă de căldură pentru sere. Ce ar însemna acest lucru? Ar însemna că pe tot parcursul anului am putea deveni producători de legume. Legume și fructe și așa, știm, avem căpșuni în zona Halmeului și așa mai departe. Da, numai că pentru asta și producătorii trebuie să se asocieze. E o discuție întreagă cu producătorii de căpșuni care nu vor să se asocieze și să intre pe piața de angro decât foarte greu. Practic ei ar putea să-și construiască și o fabrică de dulcețuri, asta mai greu de realizat cu oamenii. Haideți să revenim la
sau să discutăm și despre Inspectoratul Teritorial de Muncă. Sunteți din 2006. Pe vremuri ITM păstra cărțile de muncă. Erau mai mulți angajați, mai multă hârțogărie. Cum este acum? E mai ușor de lucrat în programul Revisal? Programele informatice pot să te ajute, pot să te și încurce, pentru că se adaptează în permanență, se modifică în permanență. Este perfecționat acest program și funcționează în acest moment la parametrii optimi sau undeva la nivelul acesta. Personalul a fost redus în urma renunțării la acele carnete de muncă și în acest moment suntem undeva la 40 de angajați. Se axează foarte mult instituția, așa cum am spus, în acest moment pe control, pe cele două segmente pe care le gestionăm și care ne sunt conferite prin legislație, relații de muncă și securitate și sănătate în muncă. Bun, ce vreau să vă spun, este foarte bine pentru beneficiarii serviciilor noastre, sunt foarte bune programele informatice. Ajută mult, se câștigă timp pentru că nu mai este nevoie de acea deplasare pentru a se înregistra modificări, a se înregistra contractele individuale de muncă. În schimb, ne dă bătăi de cap o altă aplicație care face referire mai mult la sistemul nostru intern. Este un sistem informatic care se numește Columbo. Este un sistem de monitorizare și gestionare a ceea ce înseamnă activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare. Suntem în implementarea acestui sistem la nivel național și aici există anumite sincope și greutăți în ceea ce privește adaptarea acestui sistem la nevoile noastre. Dar, încă o dată, așa cum am spus, sub aspectul beneficiarilor, cu siguranță sistemul informatic de gestionare a contractelor de muncă este un lucru bun, este un lucru pozitiv. ITM este o instituție de control sau de susținere și formare? Deci ce face, de fapt? Inspectoratul Teritorial de Muncă, Satu Mare și celelalte inspectorate din subordinea Inspecției Muncii, din cadrul Ministerului Muncii, sunt instituții de control. Mie îmi place să spun că din 2000, de la înființarea acestei instituții, până în acest moment, a fost o perioadă de timp suficient de lungă pentru a se adapta și angajatorii cu cerințele noastre, da? Dar și funcționarii din cadrul instituției cu ceea ce înseamnă munca de control. E o perioadă mult prea lungă pentru ca în acest moment să spunem că am face doar activități de îndrumare. Pentru că nu este normal să fie așa. Adică nu e normal să tot îndrumi omul după atâția ani. Când... Vă dau un singur exemplu. Da? La înființare, în 2000, în primul an de activitate, au fost undeva la 300 și ceva de controle, da? Și s-au aplicat două contravenții, două sancțiuni. Și în acest moment numărul controlelor este undeva între 1500 și 1900 de controle pe care le efectuăm. Cu siguranță colegii mei aplică legea. Este vorba, da, în spiritul și numele legii. Iar în ceea ce privește relațiile de muncă, considerăm că a primi lucrători sau a primi indivizi care să presteze munca în beneficiul tău, fără a le întocmi formele legale de angajare, de a-i priva de tot ceea ce înseamnă securitate socială și alte drepturi care se nasc din contractul individual de muncă, este o faptă care în acest moment trebuie sancționată fără nicio abatere de la litera legii. În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, este un alt aspect asupra căruia ne aplecăm foarte mult și în special avem un segment așa de persoane vulnerabile, cum ar fi tinerii sub 18 ani, minorii. Minorii și e o categorie asupra căreia noi acordăm o atenție deosebită. Fapt ce se regăsesc în indicatorii noștri, pentru că vreau să spun că în acest an, de exemplu, nu am depistat cazuri de muncă al tinerilor sub 18 ani fără forme legale de angajare. Dar sunt tineri de 16 ani care se angajează?
Da, veți fi surprins, să știți că sunt. Noi participăm și revin, discutam și despre prevenție. Prevenție oarecum activă prin anumite acțiuni pe care noi le întreprindem, inclusiv în școli, în licee, în anii terminali, clasele a 10, a 11, a 12. Și să știți că mă surprinde să aud, e o întrebare frecventă, dacă au lucrat pe perioada verii, pe perioada vacanțelor, dacă au semnat, au încheiat un contract individual de muncă, și răspunsurile sunt afirmative în mare parte. Deci există o dorință a tinerilor de a-și câștiga până la urmă un ban. Ăsta este motivul pentru care intrăm în licee și în școli, pentru că vrem să-i pregătim pentru ceea ce urmează. Vrem să-i pregătim pentru a fi lucrători activi, pentru a-și cunoaște drepturile, dar bineînțeles și obligațiile lor. Pentru că prin semnarea acelui document care se cheamă contract individual de muncă și asumarea tuturor documentelor subsecvente, ei își asumă și obligații, nu doar drepturi. Și vă spun, mi-au plăcut întrebările. Săptămâna trecută, de exemplu, am avut o acțiune la Colegiul Mihai Eminescu. Și le-am explicat, în viață s-ar putea să fie atât angajați cât și angajatori. Asta înseamnă că oricum vor trebui să-și însușească și să cunoască legislația, indiferent de care parte a baricadei se vor regăsi la un moment dat. Da. Cum stă Satu Mare față de celelalte județe în ce privește munca la negru? Deci ați spus că mai nou nu mai depistați în rândul tinerilor. Angajați fără formă. Bun, hai să spunem la modul general. Da. Da. Vreau să faceți controle pentru munca la negru frecvent. Cum stă Satu Mare față de restul țării? Eu consider că este un lucru îmbucurător faptul că nu suntem în topul județelor care, sau inspectoratelor care depistează, unde este utilizat în mod frecvent muncă fără forme legale. Și vreau să spun că este o opinie personală, dar acolo unde este utilizat în mod frecvent și unde sunt foarte mulți cei care până la urmă și acceptă să lucreze fără a li se întocmi forme legale de angajare, este o problemă și de percepția instituției. Nu mi se pare normal să fie un fenomen larg răspândit acesta de a accepta să muncești fără a avea întocmit contractul de muncă și, bineînțeles, a primi la muncă astfel de lucrători și a exploata până la urmă fără să le întocmești documentele legale. Prin urmare, este rolul nostru este acela de a asigura, revin la povestea cu echilibru, de a asigura un echilibru și în ceea ce privește piața muncii sub aspectul angajatorilor. Prin acceptarea sau printr-un număr mare de persoane fără forme legale, se creează un avantaj în favoarea unor angajatori. Adică acelora le scade suma datorată la bugetul de stat, de exemplu. Da. Normal. Cu siguranță vor putea presta activități la un preț mult mai mic față de a societăților care... Da, vorbim în principiu de construcții. Că acolo sunt cei mai mulți angajați la negru, și, nu? Da, în construcții. Da, da, construcții, comerț și așa mai departe. Și automat se creează un dezechilibru. Rolul nostru este de a echilibra această piață a muncii și a determina angajatorii să-și asigure o concurență corectă și o șansă a fiecăruia de a exista pe piață. Da, construcțiile e un domeniu în care se utilizează frecvent muncă fără forme legale, dar este și un domeniu riscant și cu risc ridicat din punctul nostru de vedere sub aspectul securității, sănătății în muncă, pentru că e domeniul unde se întâmplă și cele mai multe accidente de muncă, nu? Și din păcate cu consecințe tragice de cele Da, oameni sunt sigur că sunt frecvente și comunicatele din partea instituției dumneavoastră, din partea ITM-ului cu angajați care pică de pe schelă sau... În orice domeniu este ușor... Da, în construcții, în principiu. În orice domeniu este ușor să se întâmple un eveniment sau un accident. Este important ca prin măsurile pe care le impunem, prin determinarea pe care o facem asupra angajatorilor de a respecta prevederile legale în domeniu,
consecințele acestor accidente să fie cât mai mici. Pentru că un accident de muncă soldat cu invaliditatea, da, sau cu incapacitatea temporară de muncă, reprezintă nu doar o suferință a celui accidentat, a individului, a lucrătorului, reprezintă un prejudiciu al familiei din care face parte, pentru că veniturile realizate nu vor mai fi aceleași, și inclusiv angajatorul este cel care pierde. Prin scoaterea din producție a unui om pregătit, a unui om care știa ce are de făcut, chiar dacă îl înlocuiește cu un alt individ, perioada de adaptare este suficient de lungă pentru a înregistra anumite pierderi financiare. Da. Cu ce probleme vin oamenii la ITM? Sunt diverse, în special sunt cele legate de drepturi salariale, de refuzul unor angajatori de a le elibera documente, adeverințe de vechime. Nesesizează anumite aspecte în ceea ce privește securitatea, sănătatea în muncă, legat de condițiile de muncă, de modul în care își desfășoară activitatea. Dar au oamenii curajul să-și reclame patronii? Vă spun pentru că noi, ca instituție de presă, ne lovim întotdeauna de oameni care ar vrea să reclame, dar să fie anonimi. Adică noi să mergem să verificăm, n-are importanță cine reclamă, dar sunt mai ales oameni care reclamă o anumită persoană și le explicăm, nu putem merge așa sau să scriem fără o verificare. Numărul... În cazul ITM-ului, care e situația? Avem un număr foarte mare de petiții și solicitări, per total, undeva cu solicitările pe care avem de la alte instituții, sunt undeva peste 2000 de astfel de documente. Pe an. Și vreau să vă spun că mare parte dintre petenți, la un moment dat, veneau la noi și ne adresau aceste solicitări și ne cereau sprijin doar după momentul în care ei au părăsit locul de muncă. Bineînțeles, informațiile pe care le primeam și le prelucream, le exploatam pe urmă și erau benefice celor care rămâneau în cadrul societății, mai puțin individului care își părăsea locul de muncă. În ultima perioadă întâlnim tot mai frecvent cazuri în care ne adresează informații angajați activi ai societăților respective, înseamnă că au încredere în ceea ce înseamnă actul de control pe care noi îl efectuăm și se bucură de drepturile pe care și le câștigă, pentru că măsurile pe care putem să le dispunem și angajatorii să le ducă la bun sfârșit, le profită lor în momentul în care desfășurăm controlele. Așa că eu cred că suntem pe un drum bun, pozitiv, sub aspectul încrederii populației față de instituția noastră. Ați mediat conflicte de muncă până acum? Până în acest moment vreau să spun că nu am avut astfel de situații care să ajungă atât de departe încât să nu poată fi conciliate. Da, sunteți la conducerea ITM din 2006. Care vedeți că este fluctuația contractelor de muncă? Sunt mai multe, sunt mai puține față de 2006, deci în 10 ani. În județul Satu Mare, sigur. Așa cum vă spuneam, în decursul ultimilor ani, legislația a cunoscut anumite modificări. Da? A devenit mai suplă sau mai ușor de înțeles și mult mai ușor de aplicat. Acest sistem electronic de evidență a contractelor individuale de muncă au determinat oarecum creșterea numărului contractelor de muncă, pentru că angajatorii au pus în balanță sancțiunile la care se expun, da, și prejudiciile pecuniare pe care ar putea să le înregistreze și modalitatea relativ ușoară de a-și înregistra contractele de muncă, pe de o parte. Pe de altă parte, au preferat să-și angajeze inclusiv cu timp parțial, cu fracțiuni de normă, indiferent cum, persoane pe care altfel probabil că ar fi neglijat să le angajeze, motiv pentru care și acest aspect a determinat creșterea numărului de contracte individuale. Și mai este încă un aspect, a apărut această lege a zilierilor, în urmă cu câțiva ani, care creează posibilitatea și dă posibilitatea societăților care activează în anumite domenii de activitate de a-și înregistra personalul pe care îl utilizează ca zilier, cu ziua. Motiv pentru care numărul contractelor și numărul persoanelor care în acest moment sunt active din punct de vedere legal al muncii
este undeva probabil cu mai bine de 15% mai mare față de aceeași de perioada, să spun, 2006-2007. Da, 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 da. Dar înțeleg că nu sunt neapărat mai mulți oameni încadrați în câmpul muncii, ci doar contractele au crescut. Acum, cred că da, cei de la statistică ar putea să spună, da, cum stăm sub aspectul populației, pentru că din ceea, dacă te rețin populația bine, este în populația scădere. Activă este în scădere. Da. Aceeași problemă se înregistrează și la nivelul Uniunii Europene, din păcate. Populația activă nu doar că este în scădere, este o populație activă îmbătrânită sub aspectul forței de muncă. Și probabil că în timp, peste 10, 15, 20, 30 de ani, vom întâlni probleme majore sub acest aspect. Da, mai ales sub aspectul pensiilor, da, urmează un număr foarte mare de persoane să se pensioneze, mă refer la cei care, la decrăței, da, deci la perioada 68, anii 68, și s-a discutat despre această situație, practic piloanele de pensii din cauza aceasta a fost făcute, că practic sistemul public de pensii nu va mai rezista. La fel cum știm că numărul contractelor de muncă este mai mare, dar crește și numărul pensionarilor. Normal, e pentru prima dată din ultima perioadă lungă în care deocamdată numărul celor care muncesc este mai mare decât al pensionarilor în județul Satu Mare. Nu știu cât timp va fi așa. Haideți să vedem, dacă ați fi directorul general al Inspecției Muncii, ce ați schimba? Nu cred că aș schimba sub aspectul funcționării acestei instituții. Cred că aș veghea sau aș suplimenta asupra pârghiilor pe care funcționarii din acest aparat îl au. Și pârghia acestor funcționari reprezintă legea. Legea și legislația pe care au la dispoziție. Și la fel, nu sub aspectul felului în care își îndeplinesc atribuțiile de serviciu, aș încerca să asigur o protecție mai mare a inspectorilor de muncă în ceea ce înseamnă activitatea lor pe teren. Și probabil că aici ar trebui gândit puțin. Și la fel sub aspectul a ceea ce înseamnă motivarea personalului. Adică ați crește salariile. Da, aș fi ipocrit să nu admit acest lucru. Aș crește salariile sau aș gândi un sistem, pentru că nu există niciun sistem de bonificație. Instituția noastră nu are așa ceva. Dar aș merge pe remunerarea și luarea în considerare a meritelor angajaților. Dacă un angajat dă mai multe amenzi, să aibă salariu mai mare. Nu ar însemna, poate că ar fi o prea mare motivare. Nu trebuie să raportăm totul la numărul de amenzi, pentru că eu nu văd așa lucrurile. Eu spun în felul următor. Dacă în cadrul unui inspectorat teritorial de muncă reușesc să scad numărul accidentelor mortale, reușesc să scad numărul accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, reușesc să limitez numărul de zilelor de spitalizare, cred că deja ar fi suficienți indicatori care în mod indirect sau poate chiar direct ar reliefa activitatea inspectorilor de muncă. Eu sub acest aspect am gândit. V-ați gândit de pildă la securitate, a spus securitatea unui inspector. V-ați gândit ca el să dețină o armă de pildă? Sunt situații în care ar fi fost bine ca un inspector ITM să fie avut o armă la el, așa măcar, nu neapărat să scoată pistolul din teacă și să tragă cu el, dar să-l fi descurajat, să zicem, pe eventualul patron care începe să țipe, să se agite. Se întâmplă, eu sunt convins că se întâmplă în cazuri din astea când sunt controle, să fie patroni care nu primesc cu dragă inimă un inspector ITM. Mi-ar place să vă răspund printr-o întrebare. Dacă un corp de control, pentru că unul din cele două corpuri de control, peste 60% are în componența sa femei,
ce ați face? E foarte greu să gestioneze o reacție, chiar dacă ar avea acea armă asupra ei. Așa că eu consider că modul în care funcționăm în acest moment, adică sprijinul pe care noi îl primim din partea jandarmeriei, este suficient în acțiunile pe care noi le întreprindem. Așa, sunt cam cât la sută din acțiunile dumneavoastră necesită sprijinul jandarmeriei? În momentul în care pregătim, organizăm aceste anumite acțiuni, avem anumite planuri de acțiune, noi deja știm dacă există risc în derularea activității și solicităm noi sprijinul jandarmeriei. În rest, au fost anumite momente în care, datorită stării de tensiune la care s-a ajuns, a fost nevoie de intervenția lor la solicitarea telefonică. Nu au fost foarte multe astfel de cazuri, dar au existat situații de acest gen, din păcate. Da. S-a tot discutat despre numărul bugetarilor. Acum, sigur, bugetarii tocmai vor primi o mărire de 10%. Dar spuneți-mi, după părerea dumneavoastră, sunt prea mulți sau prea puțini bugetari în România? Dacă ar fi să discut strict din perspectiva Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare, eu aș spune că sunt prea puțini. Să zicem, norma dumneavoastră sau schema dumneavoastră de personal, cât la sută e acoperită? În foarte multe instituții, mă refer în primul rând la primării, schema de personal e acoperită între 50 și 70%. Vreau să vă spun că în acest moment noi suntem la jumătate a ceea ce a însemnat Inspectoratul Teritorial de Muncă în urmă cu 7-8 ani, să spunem. Dar cred și sunt convins de acest lucru, că sunt instituții publice în care, probabil printr-un, așa cum s-a întâmplat în cazul nostru, da, prin sisteme informatice, prin alte mijloace tehnice care ar suplini munca funcționarilor, s-ar putea diminua și numărul funcționarilor din aparatele respective. Dar munca de teren, munca de control, nu poți să o faci altfel decât prin individ, prin forța de muncă umană. Motiv pentru care activitățile de control ar trebui să aibă un număr suficient de persoane angajate, un număr suficient de funcționari, iar tot ceea ce înseamnă informatizare, tot ceea ce înseamnă înlocuire cu sisteme și performante, acolo ar fi domenii de activitate unde s-ar putea diminua numărul angajaților. Ceea ce în cadrul instituției noastre s-a întâmplat. Credeți că va veni o vreme când nu vor mai fi nevoie de inspectori ITM, când toată lumea își va face treaba, toți patronii vor înscrie fiecare angajat la timp în programul revisal, când oamenii vor fi cu conștiință, toți patronii vor avea conștiință? Ar fi o chestie foarte plăcută să se întâmple așa ceva. Nu cred că se întâmplă nicăieri în lumea treaba asta. Nu cred că această instituție nu va avea obiectul muncii, indiferent ce se va întâmpla de-a lungul timpului. Orice măsuri sau orice politici în acest domeniu ar încerca să se implementeze. Dar vă dau un răspuns făcând o comparație între ceea ce înseamnă sub aspectul fiscalității în Germania, unde statul german colectează undeva la 70% din dări în mod benevol, fără niciun efort din partea statului, iar noi cred că ne situăm undeva în jur de 35% cu toate măsurile întreprinse și toate eforturile întreprinse de către funcționari. Și cred că asta spune tot. Dar, practic, patronii amendați, oamenii de afaceri care sunt amendați, nu își plătesc amenzile? Legea prevede posibilitatea acestora de a contesta procesele verbale de contravenție. Da. Și actele de control pe care noi le întocmim. Ținând cont că sancțiunile, mai ales în ceea ce privește munca nedeclarată, munca fără forme legale, sunt destul de mari, ca să nu spun foarte mari, undeva între 10.000 și 20.000 de ron pe fiecare persoană depistată, cu siguranță fiecare încearcă să diminueze
această sancțiune sau să o transforme în avertisment sau să anuleze procesul verbal, găsind diferite scuze. Și sperând până la urmă că în urma acționării în instanță vor reuși să scape de aceste sancțiuni. Vreau să fac o precizare. Numărul de sancțiuni, dacă ar fi să le raportăm ca avertismente și amenzi contravenționale, da? Dacă facem o diferență între ele, vedem că în ceea ce privește relațiile de muncă, într-adevăr, avem undeva la 25-30% din numărul total de sancțiuni sunt amenzi, iar diferența sunt avertismente. Iar în ceea ce privește securitatea, sănătatea în muncă, ne postăm undeva la 15% din total sancțiuni. Până la urmă, cred că noi încercăm să determinăm angajatorii să realizeze că ceea ce se întâmplă nu este în regulă și se expun la sancțiuni mult prea mari raportat la efortul pe care l-ar presupune respectarea legislației în domeniu. O regionalizare ar avea o importanță deosebită pentru ITM. Se tot discută și despre situația asta, despre o eventuală regionalizare, cum a fost cu ANAF-ul, de pildă. Finanțele sătmărene sunt aparțin de Oradea, inspectoratul silvic, mă rog. Deci se încearcă cu cât mai multe instituții o regionalizare. Eu înțeleg că această regionalizare este un curent european. Da? Sunt și alte state în care s-au făcut regionalizări, ținându-se cont totuși de anumite fostele regiuni istorice. Pentru că avem modelul polonez, da? Unde au mers pe cnezate. Acum, ceea ce am văzut că s-ar dori sau s-ar încerca să implementeze în România, nu este tocmai o regionalizare istorică. Da, este o regionalizare mai mult geopolitică, să spun așa. Dar avem modelul Ungariei, sunt vecinii noștri care au trecut prin aceste perioade și au ars această perioadă a regionalizării. Și ei s-au transformat și au transformat teritoriul în regiuni, iar de vreo 2 ani de zile cred că au revenit la vechea structură județeană de organizare a teritoriului. Va dispărea ITM în acest caz? Da, v-am răspuns. Nu are cum să dispară. Mă rog, o conducere sau s-ar face practic o suprastructură regională în acest caz. Probabil. Se poate întâmpla, până la urmă, politicul este în seama oamenilor politici. Dacă vorbim de politic, spuneți-mi, după părerea dumneavoastră, cine e la putere și cine în opoziție acum, după schimbarea guvernului, după... E foarte neclară situația. La putere sunt cei care reușesc să facă majorități. Sau sunt cei, ca să fiu corect, sunt cei care pot să facă majorități. Ei sunt la putere. Indiferent de ce culoare au. Țara în acest moment se pare că este condusă de către acest guvern care se cheamă un guvern, se vrea a fi un guvern tehnocrat. Vom vedea și timpul ne va demonstra dacă este așa. Și la momentul respectiv vom spune, a fost sau nu a fost. Cum vedeți că se împacă? Dumneavoastră ați fost și, deși în calitate de prefect vă întreb, de subprefect, cum vedeți că se împacă românii cu maghiarii din județul Satu Mare? Păi sunt atâtea familii mixte în județul Satu Mare care se împacă foarte bine. Și cred că exact așa cum se întâmplă în acele familii, așa se întâmplă și sub aspect social în județul nostru. Cred că nu au existat niciodată anumite fenomene care să fie escaladate în așa fel încât să nu mai poată fi reconciliate. Prin urmare, asta este structura județului nostru. Da? Suntem aici toți, români, maghiari, șfab, germani, toate națiile. Și aici vom fi împreună dacă vom dori să rămânem. Cei care nu doresc, probabil că vor pleca din zonă, dacă nu vor agrea o astfel de coabitare. Dar eu cred că
trăim bine și, până la urmă, va fi acest echilibru, inclusiv sub acest aspect. Sunt șanse, de pildă, că la alegerile din 2016 să se încerce, să se voteze din nou pentru administrația românească? La fel, vă spun, mă duceți pe un tren în care probabil că bagajul de informații pe care îl am în acest moment nu este suficient pentru a vă da un răspuns corect. Dar nimic ce este dus la extrem nu este bun. Așa că probabil că nu este suficient să ieși cu un mesaj românesc, maghiar, german sau de orice altă natură, pentru că va trebui să fie reprezentat interesul cetățeanului din satul mare, a sătmăreanului. Și când discutăm de interesul cetățeanului, nu vom întreba ce nație e, ci va trebui să fie sătmărean. Da, nu vreți să faceți politică, dar poate că aveți un model de om politic. Poate fi liberal, social, democrat, conservator. Aveți un model de om politic? Sincer vă spun, nu am un model de om politic. Dar, în schimb, apreciez oamenii care fac ceva și pentru societate și în urma cărora rămâne ceva. Și de-a lungul timpului, în satul mare, am auzit pe unii pe alții spunând uzina respectivă a fost realizarea nu știu cui, da? Pe partea de turism a fost realizarea unui alt nume care era politic la vremea respectivă și mi-ar place să cred că urmează să avem în satul mare lideri politici sau lideri în administrație care își vor lega numele de realizări ale acestui județ. Credeți că campania electorală din 2016 ar trebui să se promită din nou al treilea pod și șoseaua de centură? Visul sătmărenilor de zeci de ani? Zicea cineva din mediul politic că politicienii nu sunt atât de săraci încât să nu promită. Eu cred că a venit vremea în care tolba promisiunilor s-a golit. Și sătmărenii știu și au văzut ce înseamnă a promite și ce înseamnă a realiza. Factorii pentru care se face sau nu se face un anumit lucru, o anumită investiție, sunt diverse. Eu cred că va veni momentul în care tot ceea ce s-a încercat să se demareze se va duce la bun sfârșit. Problema e că noi avem impresia, și probabil că așa și este, că lucrurile se mișcă mult mai greu decât ne-am dorit. Și aici datorită faptului că ne orientăm spre anumite modele în care probabil lucrurile se întâmplă mult mai repede. Vă referiți, să zicem, la județele limitrofe, la Baia Mare, poate? Înțeleg că și Zalău și Sălajul a luat un avans față de județul Satu Mare, cel puțin așa spune lumea. Aici s-ar putea face o statistică probabil care ne-ar da răspunsul la această întrebare dacă am vedea câți băimăreni sau maramureșeni vin să-și petreacă timpul liber în Satu Mare și câți sătmăreni își petrec timpul liber în Baia Mare sau în Maramureș. Și am avea răspunsul la această întrebare. Știți dumneavoastră de așa o statistică, de pildă, sau? Păi, era un prieten de-al meu din Maramureș care zice, băi, îmi place la voi în satul mare. Dar zic, bun, ok, mă bucur. Spune-mi ce îți place, care sunt obiectivele pe care tu le apreciezi. Păi zice, am foarte multe, nu, dar știu că aveți câteva restaurante bune, și ajung repede în petea. Da, deci asta ar fi eu. Spuneți-mi acum la finalul emisiunii dacă vă tentează sau nu o carieră politică, dacă vă vom putea găsi pe listele electorale din 2016, dacă sunt șanse. Așa cum v-am spus, nu cred că sunt făcut pentru politică, cel puțin
nu în felul în care a fost făcută sau s-a organizat până în acest moment. Se zice că nu e bine să spui că nu se va întâmpla, niciodată, niciodată, dar probabil dacă se va schimba modul de abordare a politicii și probabil că dacă se va schimba și felul de organizare, nu pot să spun că nu se va întâmpla să mă regăsiți la un moment dat și pe un palier politic în ceea ce înseamnă activitatea mea viitoare. Totuși, eu consider că sunt un profesionist și sunt pregătit și am fost pregătit pentru ceea ce înseamnă administrația publică. Este un domeniu care îmi place și unde cred că mă regăsesc. Dar, pe de altă parte, vreau să spun că aș vrea să îmi pun în slujba cetățenilor și a comunității în care am ales să trăiesc, eu și familia mea, cunoștințele și aptitudinile pe care le-am deprins de-a lungul timpului. Da, vă mulțumesc, domnul Seasu, pentru prezența în această emisiune. Vă doresc succes în activitatea noastră, în primul rând ca inspector șef al ITM. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.